doliu imens în folclorul românesc. Ștefan Petreuș a fost condus astăzi pe ultimul drum. Interpretul de muzică populară a fost înmormântat în satul natal, Glod, județul Maramureș. Haideți să vedem imagine. Lăsind că copii și o soție. Lumea folclorului românesc este mai săracă după ce cunoscutul rapsod și instrumentist popular din Maramureș, Ștefan Petreuș, s-a stins din viață. Avea 82 de ani și alături de fratele său Ioan Petreuș ne-a încântat inimile cu cântecele populare maramureșene. De altfel, ei au fost cei care au dus dincolo de granițele țării cântecul popular maramureșan autentic. A fost un om creștin deosebit, un om cu credință în Dumnezeu, un exemplu pentru comunitatea noastră. Lasă istorie, lasă legendă. Noi suntem mândri de ceea ce a făcut Ștefan Petreuș și frații Petreuș. Ei vor rămâne veșnic în inimile și sufletele românilor și prin aceasta ei au fost un model pentru tot ceea ce a însemnat folclorul autentic românesc. Dumnezeu să lumineze cărarea ce fără de sfârșit și să-l ducă în orchestra îngerilor. Primii rapsozi ai Maramureșului, după care au început să cânte folclorul maramureșan. De la frații Petreuș am învățat toți cei care îi urmăm. A fost model și cântecele lor vor rămâne și au trecut mări și țări și au fost cunoscute și sunt cunoscute și vor fi cunoscute. Și cu bun simț și modest, nu, niciodată nu a ieșit în față, dar în schimb, ceea ce au făcut ei, au făcut și nu știu dacă cineva va mai putea face. În toate petrecerile private se cântă hurile Petreușilor, fraților Petreuși. Așa că au rămas și am rămas cu o imagine extraordinară. În Oradea eram odată când de 4 ori au întors înapoi publicul în aplauze și au horit extraordinar. Sufletul adormitului robului tău, Ștefan, cel mutat de la noi.